Astăzi vom prezenta ceva foarte interesant. Noua lanternă I3 SG2. Este vechea lanternă I3, în schimb are LED-ul schimbat în varianta G2. Este foarte interesantă abordarea. Toți producătorii de lanterne au tendința de a ieftini produsele, adică de a când ieftinești un produs, înseamnă că renunți la ceva, la anumite calități ale lui. Ei, nu. Olight nu se dezice. Tot ce face, face cu produse de calitate. Uitați cum arată această cutie de cadou. Așa vine ambalată lanterna. Scrisul acesta este 3D. Este un simplu stick argintiu, foarte elegant. Fiecare cutie are această iconiță la fel 3D, descrie I3S, iar culoarea neagră semnifică culoarea lanternei. Vedeți? Cât atenție la detalii, până și aceste inscripții cu EOS sau push, foarte interesant. Uitați câtă atenție, pe mine m-a impresionat acest mic detaliu. Da? Apăsăm pe acest buton push. Capacul se deschide singur. Extraordinar. Este de asemenea loganul Olight. Inscripționat înăuntru. We make a difference. Și într-adevăr se face diferența. Mai avem manual. Două o-ringuri de schimb. Acest material este o catifea de foarte bună calitate. Lanterna vine cu o baterie Duracell, inclusă în preț. Iar lanterna aceeași calitate extraordinară. Clipsul de buzunar este negru. Aici vine noutatea. La vechea lanternă era prins cu 3 îmbusuri. Într-adevăr, se puteau scoate. Dar, la modelul nou, uitați câtă atenție, clipsul se poate scoate ușor. Foarte bună calitate. Observați că și aceste capete sunt ușor strâmbe ca să, pentru a nu zgâria lanterna când o introducem. Și el se poate monta ori așa, ori invers, aici. Gândiți-vă că este cea mai mică și mai ieftină lanternă de la Olight. Uitați-vă câtă grijă la detalii. Totul este negru, mai puțin acest sistem de prindere. Păcat că nu l-au făcut și pe el negru, că atunci totul era perfect. Uitați-vă că au făcut până și inelul de prindere, carabina și lanțul negre. Și vă asigur că nu sunt doar vopsite, ea folosește aceeași tehnologie ca la lanternă, deci nu se va zgâria. De foarte bună calitate. Este extraordinar. Nu este mult mai scumpă ca vechiul model. Prețul a crescut cu doar 10 RON. În schimb, gândiți-vă că 10 RON, inelul negru, clipsul,
modificat cutia, gândiți-vă cât costă doar cutia, bureți, inscripții, până și acest mic arc pus o să se deschidă singura cutia, extraordinar. Și să nu uităm ce e cel mai important, în cei 10 RON intră și LED-ul de generație nouă, un LED XPG2, ce furnizează cu 10 lumeni peste vechiul model, adică 80 de lumeni pe modul maxim, pe modul 2 20 de lumeni, pe modul 3 0,5 lumeni, cu autonomie de 60 de ore, cu o baterie AAA, e senzațional. Au mai introdus ceva în acest 10 RON, au introdus chiar și stroboscop, dacă puteți crede, la această lanternă de buzunar. Adică ei s-au gândit că poate veți fi într-o situație de urgență și veți avea agățat la chei doar această lanternă, va fi singura dumneavoastră lanternă, s-au gândit că trebuie să puteți semnaliza ca să puteți fi salvați. Extraordinar. Calitatea, bineînțeles, este același, vorbim de aceleași standarde, IPX8, se poate imersa până la 2 metri. Atenție mare, nu faceți scufundări cu ea, pentru că nu este o lanternă proiectată pentru scufundări. Nu știu ce am făcut cu bateria. Bateria AAA, ea funcționează și cu acumulator, foarte important acest aspect. Lanterna este prevăzută cu așa mică cum o vedeți, dar are acel circuit de protecție împotriva inversării. Uitați, eu acum bag bateria invers. O aprind, nu se aprinde, o băgăm corect, întotdeauna cu plusul spre LED, trebuie să nu uităm la toate lanternele OLED. Și s-a aprins, funcționează normal. Lanterna o aprindem strângând partea frontală. Am strâns-o, s-a aprins. Dacă dorim să modificăm faza, o stingem, o aprindem din nou. O stingem, o aprindem din nou. Acesta este Moonlight. Foarte interesantă abordarea schimbării nivelelor a ciclului. Este evident că încă un exemplu că cei de la Olight se gândesc în primul rând la utilizator și nu la a introduce funcții. Ei nu fac lanterne pentru marketing. Nu bagă 10 funcții, între care 7 ineficiente, doar ca să fie, ca să dea bine, sau nu fac o lanternă ce v-am povestit mai devreme, bate foarte mult, sute de metri, dar total ineficientă, doar pentru a intra în topuri. Ei pur și simplu fac lanterne pentru a fi folosite și pentru a ne fi de folos nouă, utilizatorilor. Haideți să vă arăt. Deci v-am spus, mai lanterna se aprinde înșurubând partea frontală,
deșurubăm, ea trece dintr-un mod în altul, aparent banal. Bun, haideți să stingem lumina ca să vedem mai bine. Deci lanterna, după ce stă în starea oprit câteva secunde, iar atunci când o vom aprinde prima oară, se va aprinde pe modul mediu. Ce e foarte corect gândit asta. Nu pe mic, nu pe maxim, pe mediu. Bun. O stingem, normal trece pe maxim. După aceea, ciclic, ajungem la Moonlight, un mod ce-l folosim doar în cazuri de urgență sau rare ori. Și din nou ciclic. Bun. Apare în banal, nu? Da. Cum ajungem la modul stroboscop? Fiind un mod ce îl vom folosi doar în situații de urgență, poate niciodată, cu adevărat, să avem nevoie de el, din cauza asta, el nu este accesibil la utilizare de zi cu zi. Extrem de interesant. Adică dacă dorim să ajungem în modul stroboscop, trebuie să facem două cicluri, mare, mic, foarte repede, mai puțin de 3 secunde, pentru a accesa modul stroboscop. Adică o aprindem și am intrat în modul stroboscop. Vedeți de ce v-am spus la început, că este o lanternă extraordinară? Ea se poate opera, bineînțeles, cu o singură mână, fără probleme. Această lanternă este accesibilă în mai multe culori. Mov. Aceasta mov nu au făcut lanțul mov, deși arată foarte bine așa, combinația între mov și argintiu și cromat. Foarte frumoasă nuanță, foarte elegantă, albastră, vedeți acea pată. Roșu. Este un roșu foarte frumos, un roșu spre vișiniu. Toate aceste lanterne au aceleași funcții ca cea neagră. Să zicem, lanterna asta este extraordinară. Este un obiect elegant, frumos, arată foarte bine, ambalajul este senzațional, totul, calitatea este reflectată în absolut totul, în absolut totul și în absolut, e senzațional. Observația, ea are aceleași tehnologii ca o lanternă mare. Sticla tratată antireflex, lentila, orange peel din metal, LED-ul de generație nouă. Deci ei au implementat aceleași tehnologii la o lanternă serioasă, tactică, chiar și la asta. Chiar o să iau una să fac niște teste de curiozitate ca la S10. Posibil. E mult mai firavă, e normal, pentru că e foarte ușoară, pereții sunt mult mai subțiri, dar eu cred că va rezista fără probleme dacă trecem cu mașina peste ea. Nu se va întâmpla nimic, chiar o să încerc.
pe lângă frumusețe și utilitate. Aia bate 38 de metri, 40 de metri, gândiți-vă, cu o lanternă de grosimea unui pix, de lungimea degetului mic. În momentul ăsta, lanterna asta, fără doar și poate, este numărul loc 1 în lume, din toate, absolut toate punctele de vedere. Nu există o lanternă să fie mai ca ea, să aibă ceva în plus. Nu există. Mai frumoasă, mai bună, mai... nu există așa ceva. Într-adevăr, ei fac diferența. Acesta fiind și sloganul lor.